PNL îl susține pe Florin Câțu în continuare. Este decizia pe care au luat-o astăzi peneliștii în ședința de partid din această dimineață. Ședință organizată, spune Ludovic Orban, încă președinte de partid, fără știrea sa. Orban îi cere lui Iohannis să readucă liniștea și roagă și USR Plus să fie calm. Nu particip la această reuniune a Biroului Politic Național din multe motive. Nu putem să ne jucăm, pentru că dacă ne jucăm cu această coaliție de guvernare, riscăm să ajungem în situația în care nu vom mai avea majoritate parlamentară. Am primit un SMS la 21:28 ieri, cu două minute înainte de declarație. Din partea premierului? Când vă spun, vă spun că așa este. În vreme ce actualul șef de partid face apel la liniște și pare dintr-o altă tabără, tabăra Câțu strânge rândurile. Uite ce ne-a zis Rareș Bogdan aici la Lef News. Exclus. Nu avem niciun motiv să-l schimbăm pe Florin Câțu, mai ales că este primul premier în 31 de ani care se gândește la localitățile care sunt în momentul ăsta cu drumuri de pământ. Dacă un redactor șef sau un șef de secție de la Alef News nu-și face treaba, sunt absolut convins că directorul postului trece la remanierea lui, adică la îndepărtarea lui, pentru că biciază rezultatul jurnalistic. Atâta timp cât domnul Stelian Ion blochează un program de dezvoltare a României de 10 miliarde de euro, înseamnă că biciază activitatea guvernului. Eu îi invit la rațiune, îi invit la echilibru, îi invit să se gândească de ce am ajuns în acest guvern. Eu sper că au ajuns tocmai pentru a oferi o bună guvernare tuturor.